un musafir nepoftit apare pe nepusă masă și pune gaz pe foc. E curios, nevoie mare, ce anume se filmează și plin de sugestii la adresa echipei de producție. Bote, care tocmai ce a părăsit îngăperea să ia o gustare, e pe cale să ia foc. Băi, Vlăduț, luați-l numai pe ăla de acolo. Dar luați-l de acolo, că mă enervează. Păi, dar mă enervează, ce caută în filmare? Ce dracu, ați înnebunit? Nu, am să pe ăla ceva. Luați-l de acolo, mă, ții, parcă azi ați înnebunit cu toții. Când am văzut pe băiatul ăla care bea bere, m-am gândit că, nu știu, e și drogat, e și beat, e... Și era așa dubios. Voiam să-l dea cât mai repede afară de acolo, de la machiaj. Eu am terminat cu make-up-ul, m-am dus, m-am schimbat, stăteam cu fetele pe acolo, dar nu știam ce se întâmplă. Vedeam că Cătălin era foarte agitat, nervos. Aia vorbesc în continuare acolo, la uite cum face pe bar, nebunesc. Am putea să-i dăm afară? Mamă, deci îmi bag, dacă îi dau una la asta, deci... Mamă, ce e asta? Stai. Treceți în partea asta, dați acolo, acolo. Mi-e frică. Cătălin. Stai, vine încoace, vine încoace. Bă, că mă zic așa, ce? Lasă-l. Doamne, Dumnezeule. Băi, în mea, de ce am venit mai aici? M-am speriat, am început să tremur toată și când am văzut că mai rupi și o masă și ia ăla scaunul și vrea să arunci. Am spus că acum mai acum, ne dă cu scaunul ăla, gata, suntem toate. Nu sunt de acord cu violența, n-am vrut să asist la așa ceva. Mare. În primul rând, am crezut că l-a omorât. Gata, asta e. Și prin față au început să mi se desfășoare imagini cu Cătălin luat așa, cu presă, cu tot, cu procurori, cu tot ce trebuie, cu toată nunta. Hai afară! Vă rog, nu mai vreau! Dă-te! Îmi dau picioarele! Mi-e frică, nu mai stau! Plec acasă, îmi dau picioarele! Dar chiar așa, ne bate joc! Chiar am vrut să fug încolo, în stradă. Am zis că opresc orice mașină să mă ia înspre București. Mă, nu mi-am luat nici geanta, băgăm ești picioare. Sunteți prostii cu ăsta, la vin aici să ne luăm. Doamne, băgăm ce mai trebuie. Vai când vă trebuie. Băgăm mea. O scos cu țăpă, frate. Nu era cu țișă. Ah, mă, te-a făcut așa. Mi-a fost frică de către mea. Lasă-mă, gata, da. Dragul ție e. Mică mi-a fost frică de
oamenii care sunt motocicletă și îmbrăcămintea lor și părul lung și cu ochelarii ăia. Niciodată nu mi-a plăcut. Am respirat așa ușurată pentru că am reușit să scăpăm de acolo și cred că iar am intrat într-o stare foarte urâtă pentru că le vedeam, fetele plângeau, Lavinia de fapt toate tremuram, dar Lavinia o luase spre ieșire. Nu am venit aici să mor sau să... Serios, nu mai stau. Băi, că turăsc eu fazile astea de rahat. Am venit ca să mi se dea cu fazi în cap. Aoleu, băi, lăsați-l, băi. Lasă-mă în pace. Băi, lăsați-l în pace, băi. Poate că l-o mor, fată, nu mai e răutății și tu situația. Fată, lasă-mă, fată. Dar de bune. Da când au un scaun din ala în cap. Fată, calmează-te, de ce să-ți dea ție? Dar de ce? Da, din greșeală, tu n-ai văzut cum o dea acolo. Nu ți-am dat acum, calmează-te, pe mine. Nu mă calmez, fată, dar nu pot. Mi-e frică. Da, ți-e frică. Gata, liniștește, cred că e ok. Fetelor, Gabriel Duțu, actor. Mamă, nu! 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 Actorul principal din această sălbatică, cu trupa lui de magnifici. Băieții de la Choppers Academy, prietenii mei din club, și cu... Și locația asta minunată. Minunată, absolut. Așa cum spuneam. Și cu voi aveam nevoie de un public așa, nu știu cum să vă zic, excepțional. Și voi ați fost un public, jur, absolut minunat. Reacționați atât de nu bine. Nu mai sunt fană, ta din moment. Ce să fac? Înseamnă că a fost foarte bine ce s-a întâmplat. Și unde e ăla? Ăla pe care l-am stricat cu bătaia? Da. Păi l-am băgat în portbagajul de la mașină. Doamne, ferește! Nu te gândești la tot! Dă-i cum să primiți, să dați palme pumn. Vă lasă mai departe pe mâna lui Gabi. Chiar dacă vi se pare foarte ciudat, cred că cea mai una dintre lucrurile cele mai interesante în meseria asta nu este cum dai, ci cum primești. Pentru că nu știu dacă ați sesizat în ce ne-am jucat noi aici, ghilimele de rigoare, este foarte important cum vinzi lovitura. Adică nu, în mod normal, kick pe mine atunci când m-a lovit în față, nici măcar nu m-a lovit în față. M-a lovit în umăr, totul s-a întâmplat în viteză, n-avea cum să vedeți chestia deci aia. Deci n-am văzut. Eu nu fac altceva decât să preiau toată traiectoria și să mă duc în așa fel încât aș fi primit pumnul. Ceea ce putem încerca noi astăzi, ar fi trebuit să vorbim cu kick, este cum se dă un șut în OO? Pentru că este zona cea mai sensibilă, pentru că este la îndemâna oricui și pentru că poți să o faci dacă ești pe topuri. Era și de râs, era și de plâns într-un fel. Eu încă eram șocată. Nu știu, nu-mi plac oamenii ăia îmbrăcați așa, chiar nu-mi plac. Dar mi-am revenit într-un final și a fost bine. La o lovitură în față întotdeauna, spre exemplu, în momentul în care lovesc, repet, nu mă uit aici. Trebuie să îmi iau niște reperi. În primul rând, de unde se filmează. Acum avem exemplu niște camere. Dacă eu sunt aici cu Cătălin, față în față, acolo sunt camerele. Eu trebuie să-mi ascund lovitura. Adică trebuie să dau senzația că ajunge undeva. Dacă suntem de profil, în momentul în care o să lovesc, o să am grijă ca pumnul meu să ajungă dincolo de urechea lui. Automat camera vede cum se duce pumnul, iar în momentul în care pumnul meu depășește fața lui, el atunci are mișcarea. Camera nu va înregistra decât asta. În momentul în care lovim în bijuterii, te uiți, pentru că lovitura în principal trebuie să ajungă în spate. Aici sunt doi mușchi sănătoși și care duc foarte bine la tăvăleală. Ei bine, în momentul în care lovesc, trebuie să mă uit nu acolo unde dau, ci mă uit prin om în spate. Aici. Aia este traiectoria pe care o avea piciorul meu. Zis și făcut. Fetele se împart în echipe pentru momentul ce urmează. După sperietura de odinioară, totul pare acum floare la ureche. N-am vrut să-l aleg pe ăla care cică era beat, pentru că mi-era frică de el în continuare. Chiar mi-era frică, nu voiam să-l ating. În momentul în care am împins, am tras de abdomen, mușchii fesieri s-au încordat. Și în momentul ăla ai unde să dai. Iar când dai, vârful se sprijină, adică din spate, haide să vă arăt, hai să le mai arătăm o dată. Vezi unde ajunge cu piciorul? E, pe mine asta mă protejează. Celebrele fete Bond n-au avut nicio reținere fetelor, le spune încurajator Bote. Și ele și-au început cariera ca modele. Dați fără milă! Dați și primiți că nu se întâmplă nimic!